Am revenit, suntem în direct. Ciprian Mihalcea, manager executiv la Asociația Grupul Zâmbetul Nostru, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara, Ciprian, și îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara și bine v-am găsit. Ciprian, începem dialogul din această seară cu o acțiune, o activitate, un proiect foarte important din cadrul asociației pe care o reprezinți. Este vorba de un proiect prin care v-ați propus să-i duceți pe mai mulți copii la mare în această vacanță. În ce stadiu se află proiectul? De fapt, să înțeleg că sunt două proiecte prin care v-ați propus acest lucru. Noi, în perioada iulie-septembrie, implementăm proiectul Vacanța Copiilor, ce își propune sprijinirea persoanelor vulnerabile din județul Iași. Ca și asociație, ca și proiect, noi avem mai multe activități în acest proiect, dar cel mai important, zic eu, cea mai importantă activitate este deplasarea la mare a 60 de copii tineri din județul Iași, din mai multe categorii sociale. Vorbim de copii care, cu care destinul nu a fost tocmai îngăduitor, care părinții cărora nu prea își permit să-i ducă la mare. Mulți dintre ei văd chiar pentru prima dată marea. Da. Noi tocmai ce am ajuns alaltieri de la mare cu prima serie, noi deja am fost cu 10 copii, 10 tineri ce au fost trimiși la Costinești, 10 tineri ce s-au distrat, ce în fiecare seară eu personal le-am pregătit câte o fiecare surpriză pe seară, le ziceam dacă astăzi mâncați toți, tot de seară veți primi ceva. Și au mâncat cu siguranță. Da. Cum au fost? Câte zile s-au au stat mare? 5 nopți, 6 zile. Am mers cu trenul pentru că am preferat să mergem cu trenul ca să putem să-l dăm bani de buzunar. Am zis că decât să dăm bani pe transport, mergem gratis cu trenul și fiecare copil primește câte 100 de lei de buzunar și bucuria lor a fost că au primit să-i cheltuie, bani de buzunar. Să-i cheltuie cum vor ei, așa, fără să fie bătuți la cap. Da. Ce vârste au acești copii? Copiii care au fost în prima serie au avut între 6 și 19 ani. Au fost de la Complexul de Servicii Veniamin Costache. Am făcut parteneriat cu Protecția Copilului și chiar au fost copii foarte, foarte încântați. Am primit un feedback pozitiv din partea șefului de centru și ne-a întrebat că mai facem. Cred că au fost încântați. 10 copii până acum au fost la mare, urmează alți 50 de copii să ajungă, dar spuneai 60 urmează în total. 60. 60 urmează. Deci 60. 70 în total. Da. 70 în total. Noi suntem un ONG care ne-am început activitatea de ceva timp, de foarte puțin timp și mă bucur că împreună cu echipa noastră de voluntari dorim să implementăm, să ducem 60 de copii la mare. Este foarte greu, dar dorința noastră, a echipei noastre, suntem o echipă foarte mare, reușim. Provocările cele mai mari țin de partea financiară, da, Ciprian? Sunt cele mai mari provocări. Când vine vorba de bani, de cheltuieli. Aici, când este vorba de cheltuieli, Ciprian răspunde. Ciprian trebuie să facă rost de bani ca să ajungă acești copii. Astăzi am stat 9 ore pe telefoane și am sunat la fiecare firmă. Cei care vor să sprijine acest proiect, Ciprian, cum o pot face? Avem o pagină de Facebook, ne numim Asociația Grupul Zâmbetul Nostru. De curând am lansat și anunțul cu postarea din tabără și acolo aveți contul bancar unde puteți trimite un copil la mare. Dacă orice telespectator vrea să trimite un copil la mare, poate alege un copil și prețul pentru un copil este de 480 de lei de persoană pentru un copil. Dacă dumneavoastră donați, de exemplu, 480 de lei, ați trimis un copil la mare. 480 de lei pentru 5 nopți, spuneai tu, da, și 6 zile, da, masă inclusă, totul inclus. Și bonus, activitățile care sunt gratuite și mega, mega, foarte frumoase. Până acum, de câți bani ați făcut rost pentru acest proiect important, Ciprian? Și de cât mai este nevoie? Noi am început astăzi, deci astăzi deja am strâns 5-7% din suma necesară. Astăzi, un început bun, de altfel, e un început foarte bun și vezi și de ce. Pentru că eu astăzi, împreună cu o fată de 13 ani și o fată de 14 ani, ele două sunau, eu notam pe laptop, și împreună din cadrul asociației, da, așa, colegile tale, așa. Am strâns astăzi aproape 1500 de lei. Adică pentru noi 1500 de lei doar
prima zi suntem foarte, foarte bucuroși. Și permitem să te întreb, Ciprian, veți mai vinde și baloane pentru acest proiect sau cu baloanele era vorba de alt proiect? Că știm cât că... cât va exista în această asociație, așa, baloanele vor rămâne întotdeauna pentru că noi avem un principiu de a munci pentru fondurile noastre. Nu prea vrem gratis, vrem să muncim. Mergem pe principiul de a munci pentru a câștiga. Iar din echipa, grupul Zâmbetul Nostru, cine face parte? Cine se ocupă? Sigur, din echipa grupul Zâmbetul Nostru, președintele asociației este Badișcu Lorandu Mihail, manager executiv eu, Mihal Ciprian. Avem mai nou și doi voluntari care au fost promovați începând de astăzi. Îl avem pe Sebi, care începând de astăzi va fi coordonator voluntari, și mai avem și pe Cristina Costin, care va fi coordonator fonduri. Toți oameni tineri care vor să facă lucruri mărețe de altfel. Foarte, foarte tineri și cu foarte, foarte mult entuziasm. Ciprian, este pentru prima dată când organizați aceste tabere la mare sau s-a mai întâmplat acest lucru și în anii trecuți? Este pentru prima oară când organizăm o astfel de tabără așa de mare. Eu am participat la tabere foarte, foarte mari, dar am participat doar ca și voluntar. Dar anul ăsta am zis să facem și noi, să vedem cum este, să vedem bucuria copiilor, să vedem dacă noi ca și voluntari putem transmite bucuria copiilor și dacă răsăritul mării pentru copii înseamnă ceva, cum a însemnat pentru noi sau pentru fiecare. Pe cei 60 de copii i-ați anunțat că vor merge la mare? Sau noi încă nu am anunțat cei 60 de copii. Până nu aveți strânși banii, cu siguranță, nu? Nu, nu, tabăra sigur se va face. Așa? Adică avem 100% convingerea că se va întâmpla, pentru că avem lucru, și baloanele în care noi acolo ne bazăm foarte tare. Dar noi nu am anunțat pentru că dorim să întâi ca copiii să participe la activități pe timp de vară și apoi la final de proiect noi îi trimitem în tabără. Despre ce activități e vorba? Am înțeles, de fapt e un proiect care cuprinde niște activități avem niște și la final activități de recreere, de timp liber, care colegul nostru Sebi se va ocupa, sincer, încă nu știu. Special gândite pentru această vacanță. Special pentru toată așa vacanța. Vor fi implicați în acest proiect, în primul rând, copiii din sate. Avem... Practic, voi veți merge cu echipa acolo în localități, da. Așa, și veți aduna la oaltă vom aduna, pe da. Avem, de exemplu, avem satul Cornești, unde acolo avem o parohie, doi preoți, Florin și soția dânsului, unde el se va ocupa de copii, noi doar vom veni cu activitățile și vom face acolo activități de recreere, socializare și etc. Și întrebarea ar fi cum ați ales aceste localități? Sau unde a fost deschiderea acolo? Ați fost prezent noi am și mers voi? Pe deschidere. În primul rând mergem pe deschidere, mergem pe colaborări, mergem cu primării, pentru că noi vrem să fim în legalitate și dorim, dacă primăria este de acord, dacă avem un partener de încredere, o parohie sau o școală, e mult mai simplu să activez ca și asociație și să fie cât mai credibil. Orice copil are ușile deschise când vine vorba de aceste activități, de acest proiect, Ciprian? Din punctul nostru de vedere, orice copil, indiferent din categoria sa socială, poate participa la activitățile noastre. Noi încurajăm pe toată lumea să participe, indiferent de la dacă... De la ce vârstă, totuși? Noi am lucrat, zicea colegul meu, că a lucrat și de la 3 ani cu copilaș până la 19 ani. Bun, mă gândesc că e dificil să iei un copil de 3 ani la mare. Eu am un copil de 3 ani și știu cum... La mare, la activități. Da, la mare luăm copii între 12 și tineri de 19 ani, pentru că noi încurajăm și să învețe bine și dacă are rezultate foarte bune, noi îl primim cu tabără, cum a fost prima tabără, am luat doar copii într-o deci anumită criteriul, medie. Deci criteriul de selecție cel mai important este media cu care media la școală. Da, sau mai avem și alte categorii sociale unde Dumnezeu chiar poate nu a fost așa blând cu copilul sau nu toți copiii au capacitatea de a învăța și de a avea media necesară pentru a participa și am luat 50-50. Așadar, cei care vor să sprijine acești copii, care vor să sprijine acest proiect, o pot face foarte simplu. Spuneam ceva mai devreme că aveți și o pagină de Facebook, grupul Zâmbetul Nostru, iar de acolo e un pas doar până la a face o donație.
luați în considerare și donațiile de la firme, cu siguranță, da. Cei care vor să direcționeze venitul o pot face dintr-un contract de sponsorizare, foarte simplu, chiar și online, îmi spuneai tu. Dorința este doar să vrei. Noi am primit donații inclusiv de la firme, orice sumă, și 100 de lei și a fost și 5.000 sau 7.500, depinde de fiecare firmă. Și am văzut că ați strâns sponsorizări, ați strâns bani nu doar din Iași, v-ați deplasat și în alte orașe din România. Foarte interesant această inițiativă. Data trecută când am auzit în cadrul unui interviu prin Skype, dacă nu greșesc, erați în Timișoara împreună cu mai mulți tineri voluntari. Cum a fost experiența de acolo? A fost pentru prima dată când ați fost pentru strângeri de fonduri în acel oraș? Era, nu numai, era pentru prima oară când mergem în deplasare. În deplasare, da, chiar, am înțeles. Aveam eu un vis, oarecum ar fi să facem un tur al României, să vedem cum e să strângi fonduri în alt oraș, să vedem cum te primește lumea. Și am avut un feedback foarte, foarte, foarte pozitiv de la Timișoara. Oamenii foarte, foarte deschiși. Și ați vorbit despre acțiunile voastre? Am vorbit despre acțiuni, nu prea aveau foarte multe detalii și nici nu cumpăra bani. Deci donau bani fără să... Noi ce facem cu balonul? Zic, ce facem cu balonul? Îi dăm drumul, nu știam ce mai facem cu balonul, pentru că oamenii donau fără să primească un balon. Deschiși, oameni deschiși, foarte, care foarte vor deschiși să vă fie alături. Veți mai merge în această vară și în alte orașe? Da, ne propunem în luna iulie, vom fi la Suceava, din ce știu sigur că avem aprobare. Noi mergem în diferite mall-uri. Avem, acolo este aglomerația cea mai mare și acolo... Acolo avem sincer și deschiderea, pentru că patronul mall-ului de la ea și... Într-un fel sunt un pic norocoși că este un om deosebit și ne știe cu ce mă ocupa și știe, da, are încredere în voi, Ciprian, de altfel. Și noi avem încredere în ei, foarte. Și dacă tot am făcut referire la Timișoara, la strângerea de fonduri de acolo, era vorba de o strângere de fonduri pentru 1 iunie, dacă nu greșesc, ați avut acțiuni frumoase de 1 iunie, ce s-a întâmplat mai exact? De 1 iunie am avut cel mai mare maraton, cred că din România, și nu vreau să exagerez, dar am avut un maraton de 3 zile teoretic, dar practic am avut și a patra zi. Am avut 3 sate, Iași, Belcești, Cornești, Schitul Duca și Dragalina. Am schimbat un sat din motivul stării de atunci, era plouă afară și n-am avut nicio deschidere de la primărie să-mi oferi un spațiu și echipa bordului al asociației a decis să anulăm acolo. Am avut 780 de copii implicați în maraton, 780 ceva de înghețate distribuite, 700 de zâmbete și foarte, foarte, foarte multă pizza distribuită copilor. A fost distracție adevărată, cu siguranță. Am avut o surpriză la Belcești, acolo n-am mai avut fonduri pentru pizza. Și fără să vreau m-am scăpat la microfon, am zis, copii, aici, din păcate, nu avem pizza ca la celelalte sate și primesc doar un simplu mesaj, vine pizza imediat. Și a venit pizza pentru toți copiii și... Din partea unui om cu suflet mare, din partea care era prezent acolo, care era acolo prezent, doar mi-a dat mesaj că vine pizza și să vine pizza pentru 300 de persoane, aici ceva. Am fost wow, super, super. S-au bucurat. Bucuroși, da. Ce vedeți în ochii copiilor când... Vedem bucuria pe care eu nu am avut-o când eram mic sau colegul meu, că noi avem și o poveste a ONG-ului. ONG-ul a fost deschis. Te rog. Eu și colegul meu, noi am fost crescuți într-un centru de plasament. Asta nu înseamnă că este o poveste tristă, este o poveste fericită, pentru că dacă nu trăiam acolo, astăzi nu eram la dumneavoastră în platou. Așa este, așa este. Un exemplu de altfel, Ciprian, da, cu siguranță. Nefericirea de atunci, acum ne face pe noi să fim foarte, foarte fericiți și un nimeni din trecut, acum suntem un cineva în prezent, suntem cunoscuți, toată lumea îmi zice ce faci, cum ești, adică mă simt un pic mai onorat, dar și cred că și... felul meu de a învăța, de a mă interesa, de a cunoaște, de a mă implica în orice, în Iași, în orice eveniment, unde era un eveniment, eram și eu implicat. Astăzi m-a făcut să-mi îndeplinesc visul, am trecut de Revelion, îmi doream să fiu manager la o asociație. Și anul ăsta, chiar cu acte în regulă, sunt manager
executiv. Mă gândesc, Ciprian, că a dărui este verbul care te caracterizează cel mai mult. Îți dorești foarte mult să dăruiești, poate. Îmi doresc foarte, foarte mult să dăruiesc și credeți-mă din toată inima că este foarte, foarte greu ceea ce facem noi acum, să strângem cred, cred, o sumă cred. Așa nu mare. Este simplu, nu este simplu deloc, o provocare adevărată, cum am spus, partea asta ce ține de finanțare. Dar ești sigur că vei reuși? Noi și eu la siguri. Fel sunt sigură că veți reuși. O să venim cu poze de la Te rog. Și filmulețe ca să și filmulețe, le postăm da. Și noi. Dacă tot suntem, vreau să-i mulțumesc doamnei care o să mergem acolo la Costinești. Doamna din Preț Total ne-a făcut un discount de 50%. Bravo, felicitări! Și în prima tabără a dăruit 3 zile copiilor gratis și noi am plătit doar 2. Da, voiam să te întreb, cum ai reușit să negociezi prețul de 400, cât spuneai tu? 480 de lei. Eu sunt 480 de lei pentru un copil, cheltuielile pentru un copil, 5 nopți și 6 zile la mare. Sunt un negociator foarte bun, într-adevăr, sunt foarte chipzuit în cheltuielile asociației personale, nu? Dar al asociației sunt foarte, foarte chipzuit. Eu țineam cum ai cunoscut-o pe această lume? Anul trecut eu am fost la muncă la mare. Am fost la muncă în așa, festival așa. Și doamna mi era șefă, era am șefă înțeles, de linie, nu înțeles. Era pensiunea ei. Anul acesta și-a deschis pensiune și a văzut ce fac eu pe Facebook. Și mi-a spus că vreau să-mi trimis și mie 10 tineri, 3 zile la mare. Și îi zic care învață foarte bine. Eu răspunzându-i, doamnă, n-am cum 3 zile, pentru că drumul fac o noapte, te întorci o noapte, n-ai ce faci. E dificil să le explici foarte, copiilor că e foarte obositor. Haideți că mai plătesc eu 5.000 de lei și haideți să le facem un... O adevărată vacanță. Da, și chiar a fost o adevărată vacanță, plus o ultimă seară am mers să... Cineva ne-a donat, când eram în tabără, 1.000 și ceva de lei. Și le-am spus copiilor, ultima seară mergem la carosel și am mers și ne-am făcut de cap la carosel. Mă gândesc la doamna pe care ai pomenit-o, un om care a căpătat încredere în tine, Ciprian, și care a vrut să te sprijine în tot ceea ce faci. Să ai parte doar de astfel de oameni în preajma ta. Mulțumesc! Ne și apropiem de sfârșitul jurnalului. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Pentru... Și eu vă mulțumesc pentru invitație și... Cu drag. Te mai așteptăm. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți!